Astăzi am trișat la Hide and Seek versus Andrei 2010. Ha-ha! Exact! Ați auzit bine! După cum bine știți, eu m-am obișnuit să mă joc Hide and Seek cu Andrei 2010, adică de a vați ascunselea. Și avem această super serie în care pur și simplu eu mă ascund sau el se ascunde, iar celălalt trebuie să caute. Adică Hide and Seek, frate, de a vați ascunselea, știți și voi despre ce e vorba. Și treaba foarte interesantă e că el nu a știut că am trișat și că-l trolam. Dacă vă întrebați cum l-am trolat și cum am trișat, să zic așa, ei bine, am folosit un hack care efectiv îmi arăta unde e Andrei 2010, îmi arăta ecranul lui. Și asta a fost prea tare și amuzant. Așa că v-am invitat cu episoade de genul în continuare, dacă vreți episoade de Hide and Seek în continuare sau de Minecraft, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, un subscribe, un clopoțel și de asemenea, nu uitați că noul ursuleț Barney este chiar acum disponibil pe stylem.ro. Mă rog, nu este chiar acum disponibil, o să fie disponibil 2 zile începând de acum. Deci, da, practic, mai trebuie să așteptăm pentru el. A, și de asemenea, nu știu dacă vă dați seama, dar efectiv port un tricou din colecția de primăvară, deci nu știu dacă observa cineva. Mă rog, fără nici fel de dubgare, haide să trecem direct la videoclip. Ha, ce zi minunată, frate! Băi, de când nu am mai fost pe acasă? Efectiv, n-am mai fost de atâta timp acasă încât efectiv am și uitat că există Andrei 2010. Adică eu chiar am un prieten pe nume Andrei 2010, am și uitat de el, frate. Ia să vedem ce mai face. Ce mai face, mă, prietenul meu Andrei? Bă, mă, ce se întâmplă aici? Am auzit eu bine sau ai zis că ai uitat de mine? Nu, glumeam, n-am uitat. Bă, băiatul, ce facem ăsta aici? Doamne ferește. Bă, Andrei, poți să te întreb și eu de ce ai 14.000 de canapele în sufrageria asta? Adică nu mai pot să merg de ele. Doamne, omul a nebunit cu canapelele. Păi, ia, chiar vreau să aud explicație. N-ai auzit că dacă ai mai multe canapele te simți mai bine și stai mai confortabil? Ce mă? Asta e cea mai mare prostie pe care am auzit-o astăzi. Bă, sincer, la mine merge, așa că lasă-mă. Wow, adică tu vrei să spui mie că tu de acum vrei să ai 14.000 de canapele în sufragerie și să stai doar pe una? Da, exact. Păi, Andrei, da, noi nu suntem fabrică de canapele aici, nu știu cum să te anunț și nu, mie nu-mi convine treaba asta. E și casa mea, așa că te rog să scoți aceste. Ce bă? Bă, nu că ce bă. În momentul de față scos canapelele astea de aici. Dar ce ți-au făcut canapelele? Cu ce te-au supărat? Bă, m-au supărat. De ce? Olo, băi, fraților, no, deci Andrei devine din ce în ce mai nebun pe zi ce trece. Cum, frate, să cumpere 10 canapele pe motiv că mă simt mai bine? Olo, mamă, frate. Ok, știi ceva? Am un plan. Știu cum să scap de aceste canapele. Dar momentan trebuie să-l aștept să plece de acolo, așa că o să-l vânez exact de aici. Sper că nu mă vede. Hai că nu mă vede, uitați-o. Se uită în ochii mei. O ascunzătoare mai bună nu găsești și tu? Hai mă, frate, cum s-a prins? Nicio problemă, am o ascunzătoare și mai bună de atât. Mamă, fiți atenți la ascunzătoarea asta, nu o să mă vadă și nici nu o să mă găsească vreodată. Adică pe bune, fiți atenți. Te văd, las o baltă. Bă, da. Bă, frate, cum mă vede? Bă, Andrei, dă-o încolo de treabă, bă, las-o, bă. Dar cum ai văzut, bă, frate, acolo? Bine, era destul de evident, dar bă, ce mai vrei, mă? Nu înțeleg, deci chiar nu înțeleg. Trebuie să te învăț eu, maestrul ascunzătorilor, cum să te ascunzi. Maestru ce, mă? Maestru, de ce râzi? Bă, ce maestru ești tu, mă? Bă, eu sunt campion în oraș pe ascunzători. Bă, lasă-mă, vrăjeala, Andrei, că nu te crede nimeni. Unde te ascunzi tu? Ia, fii atent. Hai să văd cât de bun ești tu pe ascunzători. Deci fii atent, îți dau o șansă. Deci mă uit la peretele ăsta și ai 5 secunde să te ascunzi. Ești gata? Întreabă-l pe Dorel, într-o zi m-am ascuns într-un cauciuc din cartul lui. Stai o secundă. Ce, bă? Cum ai reușit să faci una ca asta? Păi am reușit și Dorel s-a speriat când m-a găsit acolo. Și Dorel până în ziua de astăzi crede că eu încă sunt în cauciucul ăla. Bă, Dorel, ce faci, mă, la cauciucul ăsta? Hai, bă, Andrei, ieși, mă, de acolo. Haide, gata cu joaca. Bă, Dorel, dar nu se ascunde în cauciuc. Andrei e aici, adică nu e nicăieri. Salut. Uite, e chiar aici, în fața ta. Nu-l vezi? Hai, bă, lasă-mă și tu cu joculețele astea. Andrei, ieși, mă, de acolo.
anemonit. Da, mă rog, cum spuneam. Bă, Andrei, fii atent. Deci eu o să număr 5 secunde la peretele ăsta și în 5 secunde tu trebuie să te ascunzi să nu te găsești niciodată. Să te văd. Dacă chiar ești tu regele ascunzătorilor, bine? Ok, perfect. Ok. 1 2 3 4 5. Cine nu e gata acolo? Pata? Bă, băiatule, unde s-a ascuns ăsta? Alo, Andrei? Bă, unde e mă ăsta? Bă, frate, what? Eu i-am zis să se ascundă prin casă, adică e undeva pe aici, cred că e în dulapul ăsta sau ceva, este așa. Bă, frate, nu e în astea. E în aragazul ăsta? Nu? Ok, asta e destul de interesant. Bă, frate, chiar nu-mi dau seama unde poate să fie. Voi îl vedeți? Scrieți-mi în comentarii. Că gen undeva pe aici trebuia să se ascundă gen. Da, chiar nu-mi dau seama. What? Bă, băiatule, ce m-a speriat. Ți-am zis! What? Ți-am zis că nu mă găsești? Bă, frate, dar cum te-ai ascuns în canapelele astea? Ok, bine, recunosc că ești destul de bun, dar nu suficient de bun. Și știi ceva? Eu zic că nu mai are ce, bă. Bă, nu, stai o secundă. Cred că nu mai are niciun sens să ne duelăm în cine e mai bun ascunzător și așa mai departe, să ne ascundem prin casă. Eu zic să trecem la chestii mai mărețe și anume hide and seek. Adică de-a v-ați ascunselea. Haide. Mamă, și n-are nici cea mai mică idee că urmează să-l trolez și să folosesc ce? A, nu, nimic. Două secunde mă duc până la baie, revin imediat. Ok, bun, fraților, perfect. Planul meu merge extraordinar de bine. În momentul de față l-am provocat la hide and seek. Deci urmează să jucăm hide and seek. Iar în momentul de față, hai bă, odată. Stai bă, că mai am. Doamne, bă, dar stresant mai ăsta. Așa cum ziceam, în momentul de față o să activez hack-ul să vedem ce vede Andrei 2010, adică practic să-i văd ecranul. Și practic o să fie prea ușor la hide and seek, o să văd exact ce vede el, deci practic dacă se ascunde undeva o să văd instant unde se ascunde. Bun, numai că trebuie să activez cumva hack-ul și aveam un buton pe aici care îl declanșa și nu-l mai găsesc. Oh, nu. Da, îmi amintesc. Butonul e chiar butonul ăsta de la WC-ul. Ok. Nu întrebați, așa l-am configurat eu acum câțiva ani. Bun, păi în cazul ăsta hai să vedem. 3, 2, 1, BAM! Oh my god, a mers! Oameni buni, în momentul de față vedeți acolo în colțul stânga sus ecranul lui Andrei. Tăte încolo, nu se poate așa ceva. Ok, hai să ieșim la el în momentul de față. Oh, salut Andrei, ce faci mă băiatule, ce faci? Mamă, cum arăt la el. Te așteptam pe tine, mâncam pizza. Tu ce faci, ești gata? Bă, da, eu sunt cam gata, gen. Adică chiar sunt destul de pregătit, nu am să te mint. Dar, da. Păi hai, bun, hai să mergem. Doamne, vreți să uiteți, cât de ciudat arăt. Adică, doamne, e prea ciudată chestia asta. Aoleo. Bă, Andrei, da, fii atent, știi de ce nu putem merge noi în momentul de față la hide and seek și nu putem începe nimic niciodată? Știu. Ok, zi de ce. Pentru că lumea n-a dat like încă și hai bă să fim serioși. Deja e cred minutul 4 sau 5 din video. Da, asta e o problemă destul de gravă. Exact! Efectiv, nimeni n-a dat like la clipul ăsta și asta chiar e o problemă. Așa că, da, Andrei, nu știu ce să zic. E destul de grav. Mamă, frate, cum sunt acolo. Eu nu mă mai duc, gata. Gata, a dat toată lumea like, Andrei, hai să mergem. Let's go! Wow! Ok, Andrei, în momentul de față suntem la hide and seek și avem hack-ul pregătit. Ce? Am zis că avem like-ul pregătit. E pregătit like-ul, gen. Ah, yay! Da. Hai că ei dacă e. Da, mă rog, cum ziceam, Andrei, în momentul de față trebuie să apăsăm acest buton și practic o să aflăm dacă eu mă ascund sau dacă tu te ascunzi. Bă, nu știu, sincer, mie nu-mi pasă dacă mă ascund sau nu primul. Important e că chit că caut, chit că mă ascund, o să te bat. Eu mă ascund primul. Păi hai să vedem care e norocul tău. Hai să apăsăm butonul. 3, 2, 1. Mamă, frate, cât de ciudat mă văd acolo. Și start! Oh my god, eu caut. Yay! Ba! Oh my god, eu trebuie să-l caut. Deci în momentul de față, oameni buni, Andrei se ascunde. Bă, Andrei, bă, unde te ascunzi, mă? Mamă, și are 30 de secunde să se ascunde. Caut? Ce cauți? Loc? Mamă. Oare ce face Andrei acum? Să vedem. Mamă, bă, ești de bun, s-a ascuns. Da-te încolo că s-a ascuns în hambar. Bă, Andrei, până una alta, am început căutările oficial. Din momentul de față, eu te caut. Bine. Nici nu are idei ce l-așteaptă.
Bă, Andrei, zi-mă și mie așa, dacă te rog frumos, îmi zici mie unde te-ai ascuns, gen dacă te rog, uite așa frumos, gen dacă te rog eu așa frumos, cum te rog eu de obicei, îmi zici, indiciu, sunt afară, bă, pe bune, ia mă, căci că e afară, Andrei. Minte, nu e afară. Bă, Andrei, da mă, bine, deci tu ești afară, zici, mă, ce șobolan. Deci uitați-vă și voi, fraților, nu e afară, adică e clar că nu e afară. Da, bine, bine, Andrei, cum zici tu, ok, nicio problemă. Ok, ok. Bă, Andrei, dar fii atent, dacă te găsesc în 10 secunde sau ceva, ce primesc? O pizza? Aha, ok, ok. Bun, bun, fraților, ideea e în felul următor, tactica mea e în felul următor. Nu aș vrea să folosesc încă de pe acum hack-ul, să fie evident, îl mai las puțin. Adică da, într-adevăr, pot să văd unde e și așa mai departe, adică uitați-l acolo. Bă, uite-te și tu, mă, frate, omul meu e în interior, mă, frate, mă. Doamne, uitați-vă și voi, e un dovleac. Doamne. Bă, Andrei, fii atent, mă, cred că eu pot să știu ce ești. Deci eu pot să ghicesc ce? Deci fii atent, dacă ghicesc în ce bloc ești ascuns, ce primesc? O ciocolată? Ok, fii atent. Tu ești ascuns, deci tu ești acum un bloc de... Bă, nu, știi ceva? Ce, mă? Dacă tu ghicești din prima ce sunt, o să primești 2 ciocolăți și 100 de lei. Andrei, tu ești sigur? Da? Bine, mă! Păi, în cazul ăsta ești un bloc de... dovleac. Ba nu? Ce? Cum adică ba nu? Sunt un bloc de gres? Bă, a schimbat blocul! Mamă, bă, dar ce prost sunt! Băiatule, și-a schimbat blocul și nu am văzut! Da, mă, Andrei, bine, ai câștigat, ok, cum zici tu? Bine, hai că... Nu, că m-am enervat că nu se mai poate și ceva. Da, bine, hai, cum zici tu? Hai că, dacă zici tu că ești un bloc de gres, atunci... Oh! Oh! Ia-o pe asta! Bine, mă! Bă, cum ai găsit așa repede? Păi, mă, că tu te-ai găsit repede. Am stat 100 și ceva de secunde să te găsesc. Mă, m-am enervat acum, îmi pare rău. N-am putut să mă mai abțin. Nu-i corect? Ok, bun, momentan nu bănuiește nimic, deci suntem pe drumul cel bun. Ba, Andrei, trebuie să recunoști că se mai întâmplă să ai și noroc. Adică am avut noroc, nu? Adică, na, se mai întâmplă la urma urmei. Bine fie, hai iar. Ok, hai să vedem. Bun, sunt curios că nu o să se prindă, frate, că efectiv gen... Văd tot. Bun, hai să vedem. 3, 2, 1, start! Oh, ia mă ascund! Bine, mă, bine rău de tot. Oh my god, Andrei, ce părere de faptul că eu mă ascund. Wow! Mamă, fiți atenți că mă ascund. Deci, super, deci super a zis. O să te găsesc. Deci, uite-ți pe Andrei, în momentul de față nu vede nimic. Pentru că, practic, el e închis ea de... practic, acum e timpul meu să mă ascund. Și în timpul ăsta el nu vede nimic. Și hai să vedem unde ne ascundem și noi, ca să fie treaba, știi ce zic? Adică să fie totul bine. Fiți atenți că dacă mă ascund aici, bă, băi, mam! Deci dacă eu mă fac în momentul de față crafting și stau aici, el în viața vieților lui nu mă găsește. Ia să ne ce face ea. Hai că, uite, pleacă. A plecat. Baftă, baftă. Deci da, ce să zic, pot să-i urez decât baftă. Omul meu caută, n-are nicio treabă. Deci omul meu chiar, deci omul chiar are impresia că știe ceva. Te găsesc, lasă-mă. Bă, de unde m-a auzit? Da, deci uitați-vă și voi, deci omul n-are nicio treabă, omul caută, se duce tare. E departe, mă, omul meu, n-are nicio șansă. Bă, Andrei, vrei să știi ceva? Ești slab. N-ai nicio șansă. Deci eu doar mă uit la el. Tu e slab? Ah, ok, bine, mersi. Deci omul e în interior, nu știu unde e. Aolo, bă, e chiar departe, dar sunt curios unde e totuși, asta e întrebarea mea. Ia, pot să-l văd pe aici, oare? Deci e undeva la un crafting? Oh-oh, mamă. Oh, uite-l acolo, îl vedeți? Mamă! Stai că nu e bine, stai că mă ascund aici, că nu mă vede. Stai așa că mă ascund aici, sub apică. Mamă. Te-am văzut? Ce, bă, cum ai văzut? Bă, pe unde? Ai, e în apă? What? No, dă-te, bă, frate, ce se întâmplă? Haide, bă! Nu, haide, repede, trebuie să scap de el. Hai de capul meu, unde ești, bă? Nu, deci eu refuz să cred că am scăpat de el. Nu, deci dă-te încolo, deci n-are cum. M-a pierdut, bă, săracu! Dă-te încolo că mi-a... Nu, deci... Ok, am plecat de aici oficial, am plecat. Nu știu ce face Andrei, nu știu unde e. Aolo, stai că e pe aici, l-am văzut, stai. Ok, bun, hai că e ok momentan. Hai că nu cred că o să ne întâlnim sau ceva. Băi, frate, dă-te încolo ce am făcut-o. Ok, hai că pe aici am mai fost, deci clar nu o să mai vină pe aici. Uite, mă bag aici, bam, mă bag un bloc de repede. Așa, lemn.
Băi, ce-a fost aia? What? Nu, 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 nu. Păi, spatele meu, voi vedeți? Ai de capul meu, nu, 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 am încurcat-o. Doamne, deci dacă eu câștig asta, sunt cel mai bun jucător din România. Doamne, deci dacă eu scap din situația asta, eu sunt regele sau ceva. Ok, uite-l în spate. Bun, 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 bun. Hai, hai că e bine, e bine, e bine, e bine. Mamă, eu uite-l acolo. Bun, fii atent că acum o să mă pierd, am cea mai tare schemă. Bă, bă, las-o, mă. Bă, cum o să fii atât de slab? Unde ești, bă? Las-o, bă, las-o încolo, las-o. Las-o că nu te cred. Deci... Mamă, ia, stai că iar treci pe aici. Hai, pleacă, 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 pleacă. A plecat, a plecat, a plecat. În momentul de față am plecat și eu. Regele, v-am salutat. Prea bun ca să fiu adevărat. Deci nu ai cum, Andrei, ce părere de... Aoleu, stai că e aici. Stai că e aici, stai că e aici, stai că e aici. Aoleu, nu din nou. Mamă, am văzut. Deci am văzut că era acolo, frate, știam eu că e acolo. Dar stai așa că îl pierd din nou, nu vă panicați. Andrei, zici și mie dacă tu chiar crezi că o să mă prinzi gen în viața asta. Zici și mie o părere, da? Eu nu prea cred sincer, dar mă rog, hai să zicem că poate ai vreo șansă. Mamă, aici fii atent că mă fac heibel. Haide, haide, mai repede, mai repede, mai repede. Hai că până m-am făcut. Bun, hai că până m-am făcut, oricum a trecut și... Omul nu m-a observat, adică mi se pare incredibil sau ceva. Andrei, mai 74 de secunde în secunda asta. Mama, am transpirat. Unde ești, bă? Pe unde caută, mă? Doamne, omul meu caută prin ambar, prin tom. Amălă! Andrei, de ce te uiți la nume, la un bloc anume, adică... Scrie numele meu. Nu, 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 nu. Mamă, frate, mai sunt 40 de secunde. Dacă poți să rezisti astea 40 de secunde, sunt cel mai bun. Andrei, poți să renunți. Poți să renunți, te rog frumos, gen, chiar te rog. Adică chiar, nu. Aha, deci omul meu nu vrea să renunțe. Ok, las că vedem noi, las că vedem noi, las că vedem noi. Haide, haide, ok, bun. Ah, mamă, mamă, perfect, 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 perfect. Nu se putea mai bine de atât. Bă, frate. Bă, omul e nebun. Bă, bă, lasă-mă. Ok, încă 10 secunde. Unde ești? Ok, 10 secunde, trebuie să fug în momentul de față, oameni buni. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bine, bă! Woo! Aia zic, mă, bine, mă, bine, mă, bine, mă, bine. Bă, nu-i corect? Ai tot fugit, nu-i corect? Păi stai o secundă, dacă gen eu fug, practic, dar și tu poți să fugi, care e problema? Bă, băiatule, ce vrei, mă? Bine, ia-o pe asta, Andrei, mamă, mă duc să iau o felie de pizza să celebrez. Aoleo, bă, frate, ce bine am mâncat, ho-ho! Bă, ce s-a întâmplat, mă? De ce arăți așa? Așa cum? Cum arăt? Bă, adică ai mâncat prea multă pizza, ți-am zis eu că trebuia să o împari și cu mine, uită-te cum arăți! Ce tu zice, mă, ăsta? Ia cum arăt, ia să văd la... Andrei? Cred că chiar am mâncat prea multă pizza. Ok, Andrei, hai să-i dăm următorul meci de hide and seek până una alta. Să vedem ce se întâmplă. 3, 2, 1 și... Oh my god, eu caut! Bine, 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 uitați-l acolo pe Andrei, săracul, cum s-a dus el să se ascundă. Aolo, bă, ce milă mie de el, bă, ce facem omul meu acolo? Bun, până una alta, eu mai am 30 de secunde. Andrei, în 30 de secunde încep căutările! Mamă, sper să nu bănuiască nimic. Bine, ok, perfect, perfect, perfect. Ia uite-l acolo, bine, mă, se ascunde el, mă, face tactici. El, ce, bă, 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 bă. N-are nici cea mai mică idee ce o să se întâmple. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4. Fii atent că direct pe el mă duc. 1 și să înceapă șmecheria. Bun, ia să vedem, mă, unde o fi Mandri 2010. Chiar sunt eu foarte curios. Mă, unde? Să zice că trebuie să-mi dau seama unde e zona aia, unde e el în momentul de față. Deci dați-mi 2 secunde să-mi dau seama. Andrei, unde ești? Lasă-mă că nu mă găsești. Bă, deci, fii atent, tu vrei să-mi spui mie că te-ai ascuns atât de bine că nu o să te mai găsești niciodată, gen niciodată, 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 gen niciodată. Da? Wow, păi în cazul ăsta chiar nu cred că o să te găsesc. Uite-te-mă, mă văd acolo la el. What? Voi vedeți chestia asta? Ok, bun, hai să vedem. Mă, unde o fi, mă, băiatul ăsta? Bă, chiar nu știu, mă, frate, unde o fi, bă. Bă, unde o fi, mă, băiatul ăsta? Bă, chiar nu înțeleg. Păi ce-am făcut, mă, băiatule?
Oh my god! Mă, să vede ce o să se enerveze în momentul ăsta. Bă, nu fugi, mă! Oh, nu, cred că-l pierd, frate. Fiți atenți că mă joc așa puțin cu mintea lui. Mamă, l-am pierdut, bă. Unde o fi, mă, că l-am pierdut? Faolă, unde o fi, bă? Mama, acum 100% nu o să mai găsiți niciodată. Băi, frate, băi. Ha, m-ai pierdut? Bă, ce rău îmi pare, bă, frate. Fir ar să fie. Deci chiar nu-mi dau seama cum am putut să-l pierd. Stai că nu mai are viteză de data asta, ia fiți atenți. Bom, treci încoa. Ok. Bine, mă. Yes. Oh my god. Bă, tu ai hack-uri? Ce hack-uri, mă? Bă, ce mă, ai nebunit, bă? Ce mă, Andrei, nu ți-e bine, ce-i? Cum ai găsit așa de două ori la rând? Ai venit fix pe mine? Mamă, începe să se prindă. Nu știu, bă, frate, bă, nu știu. Mă, tu ai hack-uri? Eu? Bă, n-am niciun hack, bă, ce ai? Da? N-am, mă, frate. Bă, chiar nu am, adică nu înțeleg despre ce vorbești, sincer. Bă, Andrei, hai să admite că-s mai bun și, uite, hai să mai dăm una să vezi că... Ce, mă? Ce? Nu ești mai bun, doar ai hack-uri. Mamă, începe să se prindă. Bun, hai ca să-ți demonstrez că nu am hack-uri, hai să mai dăm unul. Wow, ok, hai să căutăm din nou. Ia să vedem, deci se duce. În momentul de față, oameni buni, Andrei se ascunde. Bă, dar deja a început să bănuiască ceea ce nu e neapărat bine. Dar în orice caz, uitați-vă acolo, el se ascunde, nu știu ce face, se duce, habar n-am. Și noi avem 20 de secunde, mă rog, Andrei are 20 de secunde să se ascundă. Nu înțeleg, bă, frate, omul s-a ascuns exact la fel, tot dovleac, doamne. Săracu, frate, Andrei, ești gata? Nu? Cum bă, nu? Nu te-ai ascuns? Mamă, nu chiar s-a răzgândit. Ok, nu mă interesează dacă e gata, dacă nu e gata. Eu o să-l iau cu lopata. Haide, bă, Andrei, unde ești? Ia, mă, să vedem. Nu simt, am dispărut. Mamă, bă, Andrei, ce greu ar fi să te găsesc în momentul ăsta. Chiar ar fi atât de greu, frate. Fii atent, poți să ghicești ce bloc ești, vrei? Vrei să ghicesc acum? Ia, fii atent, în momentul de față ești... Fân! Minți? Cum bă mint? Ești fân! Ești o bucată de hay bale. Cum adică nu? Bă, Andrei, ești fân! De ce minți? Deci Andrei minte în momentul de față că eu știu că el e fân. Tu minți? Dar și nici nu pot să zic că bă, stai așa că să vezi că eu îți văd ecranul și știu că ești fân, că nu știu ce. Aolo. Bă, dar mă mir cum de nu s-a prins până acum, bă, frate, deci nu s-a prins gen... Bănuiește, dar bă, dați seama că e greu cu Andrei. Bă, Andrei, zici mie unde ești, că m-am plictisit. Gen, pe bune, hai, că n-are sens să mai continuăm. Pe altă hartă, bă, las-o! E bun atunci dacă e pe altă hartă, n-am ce să-i reproșez, trebuie să recunosc. La 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 la. Ce, bă? Mă, ți-am zis! Mamă, iar am exagerat. Tu folosești hack-uri? Bă, ce? What? Ce? Bă, tu mă vezi așa din prima? Bă, Andrei, bă, n-am niciun hack, mă, frate, pe bune, adică... Nu înțeleg despre ce vorbești, adică chiar nu înțeleg despre ce spui. Bă, nu mint, mă, bă, nu mint, minți și știu că minți. Bă, las-o, dar de unde știi tu că mint? Pentru că ai uitat să te dai pe mut tot episodul și te-am auzit. Ce mă?